Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Stimați ascultători, vă prezentăm programul Itinerar Biblic, inspirat din comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Adaptare și prezentare, pastor Sorin Covaci. Dragi prieteni, încă mai discutăm despre legea mozaică. Ea nu se referea numai la poporul Israel, ci și la țara promisă, la Palestina. Acest lucru este accentuat în acest capitol 25 din Cartea Levitic. Legile date aici nu puteau fi puse în aplicare înainte ca Israel să intre în țara Canaan. Ele nu puteau fi adaptate pentru pustie, așa cum se aflau în momentul acela. Întâlnim în acest capitol o repetiție insistentă a cuvântului țară. Tot ce se spune în acest capitol este legat de țara pe care a dat-o Dumnezeu poporului evreu. Sistemul de legi mozaic era pentru un popor anume și pentru o țară anume. Mai mult, legile erau pentru un popor care se ocupa cu agricultura și nu unul care avea un sector zootehnic sau meșteșugăresc puternic dezvoltat. Este drept că unii încearcă să potrivească și să impună legea Vecului Testament ca un mod de viață pentru biserica a zilelor noastre. Dragii mei, aceste legi nu se potrivesc țării noastre, așa cum nu se potrivesc niciunei altei țări sau alt popor, pentru că Dumnezeu a dat aceste legi în mod specific pentru Israel și pentru o țară anume, Palestina. Pe de altă parte, nu putem citi Leviticul și, de fapt, nici restul Bibliei, fără să observăm prezența numărului șapte. Este numărul care simbolizează desăvârșirea, deplinătatea, nu înseamnă perfecțiune în toate aparițiile, dar denotă un caracter complet. Există o legătură clară între multele apariții ale numărului 7 în Cartea Levitic și numărul 7 din Cartea Apocalipsa. Ambele cărți îl folosesc într-un mod structural. Timpul era divizat în unități de șapte zile sau ani, atât în calendarul civil cât și în cel religios. Întâlnim ziua a șaptea, săptămâna a șaptea, luna a șaptea, anul al șaptelea. Calendarul era împărțit în perioade de timp sabatic, iar codul levitic era pus în mișcare în cicluri care aveau ca unitate de măsură cifra șapte. Același lucru se întâmplă și în Apocalipsa. Dumnezeu s-a odihnit în ziua a șaptea, dar nu pentru că era obosit, ci pentru că încheiasă creația în șase zile și nu mai era nimic de făcut. Sabatul a fost unitatea de măsură esențială pentru timp. Pornind de la acesta, s-au formulat unități tot mai mari de timp. Dar să facem un mic rezumat a ceea ce vom găsi în acest capitol. În primele șapte versete avem descrierea anului sabatic. Apoi, începând cu versetul 8, anul de veselie. Răscumpărarea proprietății este tratată începând cu versetul 25 și apoi răscumpărarea persoanelor, începând cu versetul 35. Dar să începem cu anul sabatic. Domnul a vorbit cu Moise pe Muntele Sinai și a zis: Observăm aici referirea la Muntele Sinai, dar ceea ce urmează este pus în aplicare odată cu intrarea poporului Israel în țara promisă. Amintiți-vă că Dumnezeu a vorbit din cortul întâlnirii în primul verset al cărții Levitic. Vorbește copilor lui Israel și spune-le. Când veți intra în țara pe care vă dau, pământul să se odihnească, să țină un sabat în cinstea Domnului. Dragii mei, este un lucru uimitor. Exista un sabat pentru țară, la fel cum exista unul pentru om. Ziua șaptea este pentru om, iar anul al șaptelea este pentru țară. Ziua șaptea ne duce cu gândul la creație, când Dumnezeu s-a odihnit după lucrarea creației care a fost încheiată. Sabat înseamnă odihnă, și semnificația finală a acestui cuvânt se referă la odihna răscumpărării. Rămâne, dar o odihnă ca cea de sabat pentru poporul lui Dumnezeu, fiindcă cine intră în odihna lui, se odihnește și el de lucrările lui, cum s-a odihnit Dumnezeu de lucrările sale. Să ne grăbim, dar să intrăm în odihna aceasta, pentru ca nimeni să nu cadă în aceeași pildă de neascultare. Așa ne spune autorul epistolei către Evrei, în capitolul 4 începând cu versetul 9. Odihnă în aceste versete înseamnă literal a ține un sabat. Astăzi și agricultura modernă a ajuns la concluzia că este bine pentru pământ ca un an să nu se lucreze nimic pe el și să se odihnească. Era o odihnă și pentru cei care lucrau pământul. Anul sabatic pentru odihna pământului avea rolul de a le libera pe Israelit de invidia față de averea aproapelui. De fapt, încălcarea legii referitoare la anul sabatic a fost cauza care a provocat ducerea Israelului în robia babiloniană, cea care a durat 70 de ani. Poporul lui Dumnezeu nu respectase legea anului sabatic vreme de 490 de ani, ceea ce însemna că trecuseră peste 70 de ani sabatici. Ca urmare, au fost ținuți în robie timp de 70 de ani. Șase ani să-ți semeni ogorul, șase ani să stai via și să strângi roadele. Dar anul al șaptelea să fie un sabat, o vreme de odihnă pentru pământ, un sabat ținut în cinstea Domnului. În anul acela să nu-ți semeni ogorul și să nu stai via. Continuă textul din capitolul 25, Cartea Levitic. Vedem foarte clar că anul sabatic se referea la pământ. Izraeliții trebuia să semene și să-și sădească viile șase ani la rând, dar în al șaptelea an nu trebuia să mai lucreze pământul sau viile. Există un blestem asupra pământului, așa cum este unul asupra omului, care prin sudoarea frunții va scoate rodul pământului. Însă va veni o zi când va fi ridicat blestemul pus asupra creației. Căci firea a fost supusă de șertăciunii, nu de voie, ci din pricina celui ce a supus-o cu nădejdea însă că și ea va fi zbăvită din robia stricăciunii ca să aibă parte de slobozenia slavei copiilor lui Dumnezeu. Dar știm că până în ziua de azi, toată firea suspină și suferă durerile nașterii, ne spune Pavel în Epistola către Romani, capitolul 8, începând cu versetul 20. Ținutul în care am crescut eu și am învățat lecția conform căreia pământul trebuie lăsat să se odihnească mare parte din acest pământ este stors de vlag acum din cauză că a fost semănat an la rând cu anumite culturi fără niciun răgaz. Anul sabatic era un principiu agricol foarte bun. Vedeți așadar că Dumnezeu se pricepe și la agricultură. Să nu se ce va ieși din grăunțele căzute de la seceriș și să nu culegi strugurii din via ta netăiată. Acesta să fie un an de odihnă pentru pământ. Ceea ce va ieși de la sine din pământ în timpul sabatului lui, să vă slujească de hrană, ție, robului și roabei tale, celui tocmit de tine cu ziua și străinului care locuiește cu tine, vitelor tale și fiarelor din țara ta, tot venitul pământului să slujească de hrană. Acest fragment ne arată că nevoile de hrană ale oamenilor nu rămâneau neîmplinite în timpul anului sabatic, Pământul era atât de fertil încât nu era necesar să fie însămânțat în fiecare an. În Valea Eufratului, în vremea lui Avram, nu era nevoie deloc de însămânțare. Cerealele creșteau fără să fie însămânțat pământul. Solul din Israel producea destul pentru a împlini nevoile proprietarului, ale slujitorului și ale străinului care locuiau în casa lui. Până și vitele puteau supraviețui și probabil chiar se îngreșau păscând pământul nelucrat. În timpul anului de odihnă pentru pământ, Dumnezeu se îngrija atât de om cât și de animale, atât de israelit, cât și de străin, atât de bogat cât și de sărac. Tuturor le ajungea hrana pe care le-o pregătea Dumnezeu. Dar nu aveau voie să recolteze nimic cu scopul de a face comerț. Cu mai mulți ani în urmă, am avut un vecin care avea o vie foarte frumoasă. Vecinul meu era un om generos și venea adesea cu un coș de struguri pe care mi-a aducea în dar. Era adventist și din când în când încerca să mă convingă cu privire la adevărata zi de sabat. El mă întreba de ce nu țin sabatul. Eu îi răspundeam că îl țin în fiecare zi de sâmbătă, în fiecare zi de duminică, în fiecare zi de luni și tot așa în fiecare zi a săptămânii. Am încercat să explic că sabat înseamnă de fapt odihnă și că noi am intrat în odihna răscumpărării. Noi am încetat cu lucrările noastre și ne-am pus încrederea în Iisus Hristos, el face din fiecare zi o zi de odihnă, aceasta fiind o odihnă în el. Bineînțeles că vecinului meu nu-i plăcea nimic din toate acestea. Atunci îl întrebam, respecti tu legea lui Moise privitoare la sabat? Mai bine, o respecti așa cum era respectată în Israel? Bineînțeles că el m-a asigurat că așa face. Atunci îi arătam capitolul 25 din Levitic. I-am spus că nu exista numai o zi de sabat, ci și un an sabatic. În acel an, săracii puteau merge în vii să adune struguri. Apoi l-am rugat să-mi spună și mie când ține anul sabatic ca să vin și eu cu un coș să adun struguri. Replica lui a fost să nu cumva să intri în via mea fără permisiune. Este clar că vecinul meu nu respecta legea lui Moise. El lua în considerație și respecta numai o mică parte din ea. Nu respecta nici anul sabatic și nici anul de veselie. Dragi prieteni, Dumnezeul învăța pe Israel câteva lecții importante. El nu a permis niciodată ca unul singur să monopolizeze tot pământul și săracii să rămână fără niciun fel de ajutor. Dumnezeu o crotea în același timp și pământul și săracii țării. De asemenea, el învăța pe Israeliți că pământul era blestemat, dar și că va veni o zi în care acesta va da roade din belșug. Astăzi, oamenii își fac griji cu privire la suprapopularea planetei și la imposibilitatea acestui pământ de a furniza hrană pentru toți oamenii. Când va fi ridicat blestemul, dragi prieteni, acest pământ va produce cu mult mai mult decât acum, mai mult decât s-a văzut vreodată de la căderea omului. Dumnezeu este cel care împlinește toate nevoile omului. El este proprietarul acestui pământ. Să ne întoarcem la Levitic, capitolul 25. Să numeri șapte săptămâni de ani, de șapte ori șapte ani, și zilele acestor șapte săptămâni de ani vor face 49 de ani. Continuăm, iată, cu perioade de timp multiplu de șapte. Erau numărați șapte ani sabatici și asta însemna 49 de ani. Anul următor, al 50lea, era pus deoparte ca an de veselie. Anul de veselie continua seria perioadelor de timp bazate pe numărul 7 și reprezenta cea mai mare perioadă, 50 de ani. Astăzi se operează în sistem de leasing. Poți avea un contract de leasing pentru 50 de ani sau chiar pentru 99 de ani. Dumnezeu lucra și El pe această bază. În fiecare secol erau 2 ani de veselie. În a 10 -a zi a lunii a 7-a să pui să sune cu trâmbița răsunătoare în ziua ispășirii să sunați cu trâmbița în toată țara voastră. Acesta era punctul crucial al întregii structuri sabatice a acestui popor. Era Shenat Hayobel, anul de veselie. Sub multe aspecte, aceasta era perioada așteptată cu cea mai mare nerăbdare și bucurie din toată ordinea mozaică. Keren Hayobel însemna corn de berbec și cu timpul Iobel a ajuns să însemne trâmbiță, este tradus de 21 de ori ca veselie. De fapt, ar trebui să fie jubileu, cum este în alte traduceri, dar mai este tradus de 5 ori prin corn de berbec și odată prin trâmbiță. După așezarea Israelului în țară, este greu de crezut că un simplu sunet de trâmbiță putea fi auzit de la Dan la Berșeba. Este mai plauzibilă ideea că în fiecare zonă populată se suna din trâmbiță simultan cu celelalte zone pentru a marca începutul anului de veselie. Cred că totul începea la cortul întâlnirii, respectiv la templu mai târziu. O persoană stătea la o distanță destul de mare de la care putea auzi totuși sunetul primei trâmbițe și apoi sunetul era transmis din ce în ce mai departe până la capătul țării. Să sfințiți astfel anul al cincizeci-lea și să vestiți slobozenia în țară pentru toți locuitorii ei. Acesta să fie pentru voi anul de veselie. Fiecare din voi să se întoarcă la moșia lui, și fiecare din voi să se întoarcă în familia lui. Pe vremea aceea, oamenii își puteau ipoteca pământul, dar în anul de veselie acesta se întorcea la proprietarul lui. Aceasta era metoda prin care Dumnezeu crotea pământul de înstrăinarea lui de proprietarul original. Pământul putea fi luat pe o perioadă de 50 de ani, dar în anul de veselie el era înapoiat proprietarilor sau urmașilor lor. Dacă un om era vândut ca sclav, la sunetul trâmbiței anului de veselie, el era eliberat, lanțurile erau rupte. Dragii mei, în aceeași manieră suntem și noi eliberați astăzi. Cuvântul grecesc pentru trâmbiță este cherux, iar verbul cheruso înseamnă a proclama sau a vesti. Anul de veselie este asemănat cu această vreme de har în care Evanghelia este proclamată, predicată celor înrobiți de păcat și ținuți captivi de satan. Domnul Iisus Hristos a spus, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobozi. Dacă fiul vă face slobozi, veți fi cu adevărat slobozi. În anul de veselie, totul era eliberat. Toate ipotecile erau anulate. Când veniți la Hristos, dragi prieteni, chestiunea păcatului este rezolvată odată pentru totdeauna. El a plătit datoria voastră, a suferit pedeapsa în locul vostru. Totul este rezolvat, astfel că voi sunteți eliberați de acum. Domnul Iisus Hristos vă face liberi cu adevărat. Aici ar fi bine să ne amintim cuvintele Domnului rostite în sinagoga din Nazaret și redate de Luca în capitolul 4, începând cu versetul 17. Iată ce spun ele. I s-a dat cartea prorocului Isaia. Când a deschis-o, a dat peste locul unde era scris, Duhul Domnului este peste mine pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia. M-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozirea și orbilor căpătarea vederii, să dau drumul celor apăsați și să vestesc anul de îndurare al Domnului. În urmă a închis cartea, a dat-o înapoi îngrijitorului și a șezut jos. Toți cei ce se aflau în sinagogă aveau privirile pironite spre el atunci a început să le spună, astăzi s-au împlinit cuvintele acestea din scriptură pe care le-ați auzit. Să vestesc săracilor Evanghelia înseamnă, de fapt, să proclame, să trâmbițeze Evanghelia. Nu este anul acesta anul de veselie? Să fie vindecați cei cu inima zdrobită, să fie vestită eliberarea prinșilor de război, să fie descătușați cei apăsați. Nu este acesta anul de veselie? Este posibil ca cea mai bună aplicație și împlinirea finală a anului de veselie să vină odată cu mileniul, acesta fiind strâns legat de destinul poporului evreu. Pentru a afla și mai multe date despre ceea ce înseamnă aceasta, vă încurajez să citiți capitolele 11, 35 și 40 din Cartea Isaia, capitolul 23 din Cartea Ieremia, capitolul 4 din Cartea Profetului Mica și capitolul 20 din Cartea Apocalipsa. Acum citim din nou, din capitolul 25 din Levitic. Anul al 50-lea să fie pentru voi anul de veselie. Atunci să nu se mânați, să nu se cerați ce vor aduce ogoarele de la ele și să nu culegeți via netăiată. Căci este anul de veselie, să-l priviți ca ceva sfânt, să mâncați ce vă vor da ogoarele voastre. Anul de veselie urma după un an sabatic în care pământul nu era lucrat. Dumnezeu făgăduise că le va purta de grijă și nu vor duce lipse de hrană. Tot ce aveau de făcut era să asculte de Dumnezeu. El urma să le poarte de grijă. În anul acesta de veselie, fiecare din voi să se întoarcă la moșia lui. Dacă vindeți ceva aproape lui vostru sau dacă cumpărați ceva de la aproapele vostru, niciunul din voi să nu înșele pe fratele lui, să cumperi de la aproapele tău socotind anii de la anul veseliei și el să-ți vândă socotind anii de rod. Această secțiune arată că toate proprietățile trebuiau returnate proprietarului lor. Această lege înlătura posibilitatea ca un individ sau un grup să ia în posesie cea mai mare parte a țării, în timp ce restul poporului se răcea. În felul acesta era păstrat un echilibru în Israel. Aceasta nu era o alegere între comunism și capitalism. Era planul lui Dumnezeu. El deținea dreptul de proprietate asupra pământului și poporul îl avea în grijă în administrare. Dumnezeu le făgăduise binecuvântarea sa. El a făgăduit că va binecuvânta pământul în al șaselea an. Izraeliții semănau din nou în anul al optulea și mâncau din vechile roade până în al nouălea an, când pământul dădea roade din nou. Dumnezeu spune foarte clar în versetul 23 al cui este pământul: Pământurile să nu se vândă pe veci, căci țara este a mea, iar voi sunteți ai mei ca niște străini și venetici. Iată ce găsim la versetul 25: Dacă fratele tău sărăcește și vinde o bucată din moșia lui, cel ce are dreptul de răscumpărare, ruda lui cea mai de aproape, să vină și să răscumpere ce a vândut fratele său. Și în continuare. Dacă un om n-are pe nimeni care să aibă dreptul de răscumpărare și stă în putință lui singur să facă răscumpărarea, să socotească anii de la vânzare, să dea înapoi cumpărătorului ce prisosește și să se întoarcă la moșia lui. Era lung timpul dintre doi ani de veselie consecutiv. Dacă un om își pierdea proprietatea la scurt timp după un an de veselie, exista posibilitatea ca el să nu mai fie în viață pentru a se bucura din nou de ea la următorul an de veselie. Astfel, Dumnezeu a pregătit o altă dispoziție pentru recuperarea pământului. Dacă exista o rudă bogată, el putea răscumpăra proprietatea dacă voia să facă acest lucru. Apoi, pământul putea fi înapoiat proprietarului de drept. Aceasta depindea de bunăvoința rudei. Aceasta este legea rudei răscumpărătoare pe care o vedem în aplicare în Cartea Rut. Dumnezeu este foarte clar cât se poate de explicit în privința grijii arătate față de cei năpăstuiți. Ei trebuiau ajutați de semenii lor, cărora le era interzis să profite de nefericirea lor. Veți citi mai departe în acest capitol grija pe care Dumnezeu o poartă de cel sărac, de cel străin, de cel care împrumuta, niciunul nu era uitat. Aceasta pentru că Dumnezeu era răscumpărătorul. Și eu și voi, dragii mei, avem un răscumpărător. El este bogat, dar, de dragul nostru, a fost făcut sărac, pentru ca să-și poată vărsa sângele scump, pentru răscumpărarea noastră. <fixi>